Să vă ajutați copilașul să crească sănătos, deștept și frumos poate părea destul de greu. Noi am găsit însă soluția, cursuri speciale de dezvoltare prin muzică. Educația începe încă de la vârste fragede, chiar și de la 9 luni. La o primă impresie am putea spune că e imposibil, numai că atât studiile specialiștilor, cât și prichindeii de față ne contrazic. Sunt învățat să facă gimnastică încă din burta mamei. Așa că, după ce vin pe lume, își continuă mișcările de unii singuri. Și nu vă gândiți că este vorba de simple mișcări, ci de adevărați pași de dans care le dezvoltă prichindeilor capacitatea de învățare și memorare. Mai mult decât atât, le antrenează și capacitatea de a fi atenți la absolut tot ceea ce se petrece în jurul lor. Dansul este totodată și o formă de activitate fizică, așa că cei mici, aflați în plină creștere, se dezvoltă armonios. Dacă vezi să se trăiește, bate așa. Acest simplu gest de a bate ritmul și de a simți melodia determină creșterea activității cerebrale. Concret, copilul este provocat să gândească mai mult și să înțeleagă mult mai bine tot ce îi se întâmplă și se petrece în jurul lui. Fiecare zgomot al jucăriilor înseamnă un pas în dezvoltarea imaginației micuților. Mai mult decât atât, un studiu efectuat pe 33 de copii născuți prematur a demonstrat că aceștia, ascultând zilnic muzică, au luat în greutate mai repede, iar bătăile inimilor li s-au echilibrat. Câte unul pe cărare mergem? How old are you? I almost 5. No, what's your favorite food? What do you like to eat? I like watermelon. Nuri este din Egipt. A ajuns în România de curând și pentru a se integra, părinții l-au adus la aceste cursuri. Atât lui cât și celorlalți copii le-a fost mai ușor să învețe limba engleză și să socializeze. Nu vă uitați că este o mână de copil. Cu cât este mai micuț, cu atât învață mai repede tainele unei limbi străine. Bazele unei oricărei limbi străine se pun de la 6 luni. Deci nu de când e la școală, nu de la grădiniță, ci de când este mic. Exact când începe să învețe limba lui maternă, exact atunci învață și alte limbi. Muzica pare să fie liantul între părinți și copii. Totul este să știm ce melodii să alegem. Lua, 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 lua. Muzica are un efect calmant. Seara la culcare, alegeți o melodie de lagăn. Iată ce efect poate avea. Lua, 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 lua. Acest program este adus din America și are ani de studii, cam 10 ani de studii în spatele lui. Este un program de dezvoltare pentru copii. Chiar de la cele mai mici vârste, noi avem de la 3 luni cel mai micuți copilași, până pe la vreo 6 anișori. În total, cam 80 de copilași merg săptămânal la aceste cursuri și împreună cu părinții se distrează și totodată învață lucruri noi. E mult mai sociabilă, se distrează foarte bine cu ceilalți copii. Îmi place că e foarte veselă și foarte comunicativă, atât cu noi cât și cu alți copii de vârstă ei sau chiar mai mari. Și când toată lumea este mulțumită, 45 de lei cât costă o ședință, nici nu se simt în bugetul unei familii. Dacă vezi să-ți întâiște, bani.